Suntem Miloltea, nu lucrez cu Hope and Homes for Children din 2013, însă nu atât pe partea de programe, ci mai degrabă pe partea de dezvoltare resurse și parteneriate strategice, așa încât ceea ce vă voi povesti astăzi despre organizație este mai degrabă ceea ce mi-au trimis colegii mei din Baia Mare, unde este sediul nostru central. Și mă bucur mult că pot fi aici și să fac acest lucru. Hope and Homes și-a dedicat activitatea reformei profunde a sistemului de îngrijire a copilului. Și știm foarte bine, cu toate că s-au făcut acești pași de care pomenea și Bogdan, încă funcționează foarte mult principiile instituționalizării. Viziunea noastră, nu știu încotro trebuie să orientez încolo. Merge? Sau? Gata. Viziunea noastră este destul de simplă, ceea ce s-a spus deja probabil de-a lungul întregii conferințe. Copiii nu trebuie să mai îndure instituționalizarea în niciun context, fie el cât de precar al vieții lor. Este mai bine pentru ei să crească într-o familie, chiar dacă în condiții modeste, decât ca din aceste motive să fie puși într-un mediu instituționalizat. În mesajele noastre apar deseori aceste lacăte pe care le vedeți. E un mesaj destul de dificil pe care îl avem și spun din experiența mea de fundraiser mai mult aici. Mesajul cu care mergem spre oameni este mai ales acela că noi închidem o instituție și terminăm un lucru și ducem la un stop a unei anumite activități și de multe ori lumea nu înțelege acest lucru, nici chiar când începem să dezvoltăm partea pozitivă, că de fapt noi deschidem alternativele cele care sunt corecte. Până la urmă folosim imaginea lacătului, fiindcă este o mutare a lacătului. Nu mai uit când am început în 2013, când am vizitat chiar în București una din instituțiile de tip vechi, la toate dulăpioarele și sărterașele copiilor, peste tot era un lacăt de multe ori chiar ruginit, de genul acesta, cu lanț. Fiecare dulap era închis cu lanț, cu lacăt și cheia era la directoare. Și de aceea spun că, de fapt, ceea ce facem este o mutare a lacătului de la dulăpior la poarta acelei instituții care este închisă definitiv. Știm că nu putem face asta singuri, evident, colaborăm cu foarte multe organizații, chiar aici cred că sunt unele cu siguranță prezente cu care ne-am atins în desfășurarea proiectelor. Chiar și cu Sera, Bogdan, am avut multe proiecte foarte vaste împreună, de aceea ne place să spunem și cred că toți, fiecare dintre noi, pot spune același lucru, că vrem să fim catalizatori, să strângem lângă noi cât mai multe organizații sau persoane cu intenții similare pentru a urni mișcarea pe care ne-o dorim. Doar un citat, am plecat de la premisa că ceea ce scrie în Convenția ONU pentru Drepturile Copilului este singura premisă valabilă și obligatorie, acest drept inalienabil al copilului la o viață în familie. De ce subliniez asta, chiar dacă e un citat foarte arid, dar subliniez asta când vorbesc cu cei care ne donează și ne susțin, fiindcă de multe ori se uită că este un drept al copilului. Și care, de multe ori argumentația este că le este mai bine în instituție decât într-o familie mai sărmană, ceea ce nu este adevărat, fiindcă dreptul lui este să aibă acea dragoste și acea înțelegere. Începem războiul cifrelor, în sensul că, exact ce spunea Bogdan înainte, cifrele niciodată nu corespund de la o organizație la alta, de la un raport la altul. Din statisticile noastre interne, în acest moment, în România, cred că asta este o cifră la nivelul începutului 2016, sfârșitul 2015, mai sunt 7.875 de copii în instituții strict de tip vechi, deci acele instituții de tip orfelinat la care ne gândim. Când Hope and Homes s-a început, în anii 90, erau aproape 100.000 de copii în această situație, și chiar și astăzi încă mai avem acești 8.000 de copii în grijă instituționalizată.
o hartă cu locațiile în care suntem. Asta este o hartă la nivelul anului 2014, dacă nu mă înșel. Între timp au mai apărut câteva județe hașurate. Investițiile Hope and Homes s-au concretizat în aproape 20 de ani în peste 100 de case de tip familial, foarte similare cu ce spunea Bogdan de la Sera, centre maternale pentru mame adolescente, deci cu vârste între 13 și 16-17 ani, 9 centre de zi, centre de primire de urgență pentru situații în care efectiv se întâmplă ca copiii să fie într-un risc de violență familială iminentă sau alt gen de urgență, și un proiect cu care ne mândrim foarte mult și care l-am deschis chiar în acest an, centrul de tranzit pentru tinerii care trebuie să părăsească instituțiile, ajung la o anumită vârstă și trebuie să plece. Și atunci ei nu au o cunoștință și o competență pentru viața independentă. Și acum imaginea care sper să funcționeze, care am mai văzut-o astăzi, atât în filmul de la început, cât și în prezentarea dumneavoastră. Și țin minte, cred că am fost și la lansarea la Palatul Parlamentului când s-au lansat acele rezultate de la studiul pe care l-ați prezentat foarte scurt și care a fost foarte impresionant. Țin minte că a fost o problemă etică acolo cu acele grupuri care le-ați format, care copii vor rămâne în instituție ca să fie observați și care dintre ei... Da, da, da. Când am început la Hope and Homes, când am avut sesiunile de orientare și acele ședințe și paraședințe în care mi se explica cum funcționează Hope and Homes, care sunt lucrurile importante, la finalul zilei un coleg m-a luat și mi-a spus: Emil, știi, de fapt tot ceea ce trebuie să reții este imaginea asta și este suficient ca să înțelegi despre ce este vorba și ceea ce facem noi aici. Și de atunci imaginea asta mi-a rămas efectiv nu doar pe retină, ci mi-a rămas în inimă, fiindcă o și folosesc în discuțiile cu potențialii parteneri și întotdeauna când avem acele discuții cu instituția care până la urmă este mai bună pentru copil, că este protejat și are tot ce-i trebuie, când pun pe masă imaginea, se lasă așa o tăcere foarte apăsătoare, fiindcă ea arată ceea ce aproape că nu credem că se poate întâmpla. Câteva cifre, nu vreau să rețin cu slide-ul acesta. Ceea ce este foarte interesant la Hope and Homes, ce a reușit organizația, este că a creat o serie de programe, 5 în total, care se completează unele pe altele. Sunt niște servicii integrate care funcționează extrem de bine împreună. Pe de o parte, închiderea instituțiilor vechi, instituțiilor de tip vechi, care evident duc apoi la dezvoltarea de soluții de tip familial. Bineînțeles că ele nu pot funcționa fără o formare profesională pe care Hope and Homes o oferă pentru specialiștii din sistem și la fel nu vor fi sustenabile fără o reformă profundă a sistemului de protecție a copilului, la care lucrăm împreună cu multe alte organizații. Și rămâne prevenirea separării copilului de familie, care este ca o premisă ca toate celelalte să funcționeze. De ce? Fiindcă prevenirea este singura care va sparge cercul vicios prin care acest sistem de instituționalizare este alimentat și hrănit în continuu cu cazuri noi. Cred că ceea ce, dacă ar fi ceva ce aș putea da mai departe unei alte organizații care pornește la un drum atât de dificil, este faptul că pe noi ne-a ajutat foarte mult și ne ajută foarte mult că ne-am pus un orizont și un țel foarte, foarte clar. 2022. Acum 2 ani era 2020, dar 2022. Spunem asta fiindcă credem că e foarte important să ai un orizont foarte clar în față, să ai o țintă spre care mergi și un țel spre care lucrezi care să nu fie ambigu. E anul până la care dorim să vedem eradicate toate instituțiile de tip vechi din România. Și atât. Ăsta este ceea ce ne dorim cel mai mult și pentru care lucrăm și atunci când generăm aceste statistici cu aceste cifre care nu sunt întotdeauna exacte din rapoarte sau din ceea ce socotim,
întotdeauna ne referim la acest obiectiv foarte clar și vedem dacă ele sunt în concordanță cu acest drum. Câteva idei din aceste programe pe care le avem: prevenirea separării copilului de familie. Este premisa, cum spuneam, ca sistemul instituțional, indiferent de forma sa, să nu mai fie hrănit cu noi și noi cazuri. Cum se întâmplă? Primim sesizări pentru situații acute de la direcțiile din județe și apoi se lucrează cu acele familii pentru ca ele să-și regăsească echilibru minim social. De fapt, cifra asta este semnificativ mai mare, fiindcă ea reprezintă aici doar acele instituții care sunt listate ca instituții de stat. Dar mai sunt o serie întreagă de instituții care sunt semi-private sau private. Acelea nu sunt cuprinse în această cifră, deci ea este mult mai mare. Atunci când demarăm o închidere, o facem în mai multe etape. Întâi încercăm integrarea copiilor în familiile lor extinse, apoi în asistență materială și chiar și casele de tip familial pe care le facem sunt ultima soluție. Vrem să evităm pe cât posibil, exact așa cum a povestit o antevorbitoare de-a mea, vrem să evităm cât posibil, de fapt, să construim și să dezvoltăm aceste case de tip familial, fiindcă locul copilului este într-o familie normală, simplă, naturală. Și se mai întâmplă un lucru la casele de tip familial pe care, din păcate, l-am observat. Există pericolul ca ele să se transforme în mini-instituții. Și am văzut acest lucru care m-a frapat foarte puternic, tot în primul an când am început la Hope and Homes și am vizitat câteva case de tip familial, toate extrem de cochete, toate foarte familiale în felul în care funcționau și oamenii care erau acolo, dar aveau peste tot semne de exit, erau stingătoare de incendiu în fiecare cameră puse vizibil în colț, aveau chiar și un avizier cu toate regulile posibile și imposibile, și asta a fost una din casele în care, evident, Hope and Homes, având un drept de oarecum de veto în colaborarea cu aceste autorități, încearcă să o îndrepte la loc, practic, fiindcă ea devenise deja o mini-instituție. Și urma chiar, asta țin minte, urma chiar să le monteze gratii la ferestre. Deci a fost exact o dezvoltare inversă decât noi ne-am dorit, de fapt. De aceea, casele de tip familial sunt... E foarte important să le însoțești o perioadă mai lungă de timp. Adică nu este suficient dezvoltarea conceptului, formarea staffului, mutarea copiilor, încă o mutare pentru ei, și după aceea să lași singur proiectul respectiv, fiindcă el riscă foarte rapid să devină, de fapt, o mini-instituție, ceea ce trebuie evitat cu orice preț. Și, din fericire, reușim acest lucru. Celălalt program foarte frumos pe care îl avem este cu acei tineri care trebuie să părăsească sistemul instituționalizat. Ei sunt de obicei trimiși să plece cu o palmă mai blândă sau mai dură și cu 50 de lei în buzunar, ca să spun cam cum am înțeles și am văzut că se întâmplă. Nu au aproape nicio competență de viață sau foarte greu își câștigă aceste competențe de viață independentă. Iar noi începem să-i preluăm, sunt puține organizații care lucrează cu ei, by the way. Noi încercăm să-i preluăm prin consiliere, prin mediere, prin intermediere a unui loc de muncă, să le asigurăm o viață sau posibilitatea de a avea o viață independentă. Rata de succes nu este 100%, am calculat undeva o rată de succes de 70%, dar este totuși încurajator. Și credem că se va îmbunătăți substanțial odată ce vom continua să dezvoltăm acele centre de tranzit pentru acești tineri, care le pun la dispoziție o locuință pe care să o aibă când ies din instituție și un centru de consiliere pentru ei. Dacă prevenirea este condiția ca fluxul de intrare în sistemul instituționalizat să fie diminuat și oprit, formarea profesională este, pe care noi o oferim specialiștilor, e partea reformei la care lucrăm împreună cu partenerii noștri. Avem sesiuni foarte multe de training, toate sunt acreditate,
și ajutăm serviciile locale să-și compenseze măcar în parte această lipsă cronică de finanțare pe partea de formare. Câteva exemple la final despre programele care le derulăm în Bistrița Năsăud. Acesta este un proiect de închidere a centrului de plasament Teaca, care s-a încheiat. Vedeți aici un exemplu de casă de tip familial. Asta este o casă de tip familial mai mare. În general, ele sunt pentru 8 până la 10 copii. Asta este cu o capacitate un pic mai mare. Din nou, majoritatea copiilor, lucrăm cu ei ca ei să fie reintegrați în familiile lor naturale sau extinse. Chiar în Bistrița este un proiect care se află acum în plină derulare, tot cu închiderea unei instituții. La fel pentru acei copii pentru care nu a fost găsită altă soluție de reintegrare. O casă de tip familial, așa cum ați văzut-o înainte, costă în jur de 150.200 de euro ca și dezvoltare și construcție. Iar partenerul local pune la dispoziție terenul, utilitățile și tot ce înseamnă partea anexă construcției în sine. Fondurile vin aproape exclusiv din surse private și în ultimii 2-3 ani din ce în ce mai mult din zona corporate în România. Tot în Bistrița am început și aici un program de prevenirea abandonului familial. Fotografia din imagine, dacă îi citesc bine pe colegii mei, reprezintă o familie în care focusul a fost readucerea copiilor la școală, practic. Ce se întâmplă în programul de prevenire a abandonului, el este foarte pragmatic. Se merge la familie, se observă un pic care este nevoia ei, fiindcă de obicei, din multitudinea de probleme, constatăm că una dintre ele este cea care doboară dominoul. Și atunci încercăm să învățăm care este acea problemă și lucrăm exact sau cât mai exact pe acea felie pentru a o rezolva și de obicei atunci familia își regăsește echilibrul. De multe ori este locuirea, de foarte multe ori este locuirea, de multe ori evident este sărăcia extremă sau o boală cronică, dar de multe ori este educația și disperarea părinților că nu pot oferi educația suficientă copiilor. La fel este și în situația reintegrării copiilor în familiilor naturale. Întâi identificăm, apoi lucrăm cu familia respectivă și abia după ce echilibrul este stabilit, deci totul este pregătit, copilul este adus și își începe noua viață în sânul acelei familii. În acest exemplu, soluția aceea de care spuneam a fost locuirea, pe care am rezolvat-o. Ulterior, 4 copii s-au integrat în familia lor, care este familia lor naturală. În final, iarăși acest program de integrare, reintegrare a tinerilor, în care încercăm să construim sau să replicăm ceea ce am deschis în acest an în Baia Mare, acest centru de tranzit, care s-a construit cu o investiție majoră din partea Kaufland de data asta, și mă bucur că pot să spun lucrul ăsta, fiindcă a fost o investiție la care foarte mulți ani am sperat și n-am reușit niciodată să avem fondurile, fiind vorba de o clădire destul de mare, de o antamare de forțe destul de importante. La fel se întâmplă și în Bistrița, unde există acum un mix de programe de formare, mediere și consiliere, din care până acum sunt 40 de tineri care au început să aibă o viață independentă. Cam atât am avut de spus. Vă mulțumim!